candidat care reușește fără mașinărie de partid, fără susținători în stradă, fără campanie reală, să ajungă în al doilea tur al alegerilor prezidențiale de pe prima poziție. Unda de șoc, repet, ține de 18 ore. Toată lumea a căutat pe Google cine este Călin Georgescu. Și astăzi o să vă redăm câteva dintre declarațiile care sunt virale pe platforma TikTok. Este denumit candidatul TikTok pentru că acolo domnia sa și-a făcut această campanie. 5.000 de conturi de TikTok care au promovat acest discurs. Dar a fost doar atât? Doar TikTok? O să vedeți că a fost vorba, spuneam, și despre trădări, dacă ne uităm la Partidul Național Liberal, sau de blat politic, dacă ne uităm la Partidul Social Democrat. O să începem, doamnelor și domnilor, această emisiune cu discursurile susținute de domnul Călin Georgescu. Puțin dintre votanții săi știu cine este Călin Georgescu cu adevărat. Cred că este datoria noastră, după aceste rezultate, să vi-l aducem în atenția dumneavoastră și să judecați cu propria minte ce urmează. Pentru că suntem în fața unor alegeri parlamentare care vor decide aceste alegeri parlamentare executivul. Executivul ia decizii despre 90% din viața noastră și ne îndreptăm către al doilea tur al alegerilor prezidențiale cu un președinte care ne va conduce 5 ani de zile. Călin Georgescu are 62 de ani și este inginer agronom. O să vă dăm și cartea domniei sale de vizită, dar haideți să vedem câteva dintre declarațiile controversate făcute de domnia sa pe celebra platformă TikTok. Noi nu mai suntem capabili să punem întrebări, pentru că în momentul în care s-a născut copilul, a intrat direct în structura manipulării. Imediat, pe loc. De când este înregistrat? De când este născut. De fapt, dinainte aproape de naștere, pentru că este manipulată mama. Atunci când se naște un copil, se nasc două ființe, de fapt. Mama și copilul. Nu doar copilul. Și dacă viitoarea mamă este manipulată, de genul în care nu poți să naști decât prin cezariană, cum nasc astăzi în România, peste 90%, este o tragedie. Știți de ce? Pentru că se rupe firul divin. Cordonul umbilical. Și mai mult de atât, tu consideri și accepti că peste 90% sunt bolnave. Toată lumea a acceptat că există COVID. Nu există nimica. N-a fost văzut niciun virus. Nu există, nu l-a văzut nimeni niciodată. Singura știință care există în această lume este Iisus Hristos. Singura și unică. Programul meu de țară este hrana, apă, energie, unde am pus toată expertiza pe care am acumulat-o în peste 25 de ani și inima mea pentru o bucățică de bunăstare pentru poporul român. Hrana, apă, energie, fiind un proiect identitar care poate să salveze o țară, poate să salveze un popor, mai ales într-un moment în care este nevoie de o nișă concretă, autentică, într-un moment foarte complicat internațional și unde hrana va fi pe primul loc, apa va fi mai importantă decât petrolul, iar cine va avea energie va avea cea mai importantă monedă. Această campanie, care nu este campanie, este o chemare, așa cum am spus, este o lucrare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu, asta a fost anunțul meu și este pe bază de voluntariat. Am încredere în sistemul meu imunitar, pentru că am încredere și credință deplină în Creatorul lui, în Dumnezeu. Imunitatea mea ține de suveranitatea ființei mele. Imunitatea se întreține și se antrenează doar în natură. Aici este realitatea, aici este informația, nu în laborator. De aceea nu mi-este frig. Nu simt frigul, simt puterea, simt că trăiesc, sunt liber. Adică toate acțiunile erau acțiune satanică, numai satana inversează. Spuneam fără foamete și era exact invers, cu foamete. Adică asta era în spatele agendei. Cum zice Apostolul Pavel, să spui, veți ajunge să spuneți bine lui rău și răul lui bine. Vrei să-ți aduc puțină apă? Un pahar? Puțin. Nu, o gură. Da. Uite, am aici, sunt dotată. La fiecare coz de stradă, farmacie,
jocuri de noroc și amanet, ceea ce este și mai grav, da? Bănci. Cam asta se vede permanent. Deci de aici se vede că este o țară săracă. Este o țară umilită. Voi desfința acest lucru complet. Toate. Nu mai există niciun fel de super bet și alte pariuri și alte păcănele. Deci asta este o umilire la adresa poporului român, așa ceva. În cât timp, dumneavoastră, de când veți lua punctele, președinte, veți crește nivelul de trai al românilor? Și nivelul de trai înseamnă așa. Un salariu mai bun, taxe mai mici, da? După aia urmând serviciile celelalte, în domeniul medical și așa mai departe. În primele 100 de zile. Vladimir Putin este un lider. E printre puținii lideri. Își iubește țara. Indiferent prin ce mijloace. Indiferent prin ce mijloace.